Salutare! Am venit la Ikea. Cetmilul de astăzi îl fac aici. S-au deschis în sfârșit restaurantele și au și cafeneaua, cafea, dar și eu cafea. Și vreau să fac un test de bucătăria lor. De câte ori am fost, niciodată n-am cumpărat nimic. E ca la cafea lor acolo sus. Da. Și m-am gândit de ce să nu, că am mai fost de câteva ori, dar niciodată n-am mâncat. Și aia că am să fac o testare. Mai scurt, la primul etaj este bistro, takeaway, de aici poți numai să cumperi și ție, nu poți să mănânci, dar sus deja e restaurantul. Acolo e mai mult mâncare de mâncat, meatballs-uri cu apă, meniu, eu n-am să cumpăr pentru că am să iau de sus. Aici singurul lucru care nu este hot dog, sus nu găsesc și gogoșă nu sunt șanse. Eu să-i cumpăr de aici, cei ce nu-i pentru de aici, e puțin degustat. Și după asta ne ridicăm sus și deja acolo o să mâncăm. Am să iau hot dog vegetal, veggie, hot dog și normal hot dog, să facem un tăstesc și niște dulciuri. De aici e că mai scurtă ței apă, mi-am luat zero zahăr, poți ței cafea, eu mi-am luat un mil. Da, la mil merge băutură, cartofi, merge, mi-am luat doguri și acum și le vedem. Ia că asta e toată masa, cu păreri de rău aici nu se poate de mâncat, înainte e că acolo se putea de mâncat, dar acum nu se poate de mâncat, dar mi se pare, just one second, yeah, I know. Acesta e un dog obișnuit, cu muștar, ketchup, acesta e veggie dog, adică vegetarian. Iap Coca-Cola și aici am cartofi care am comandat și aici e cinnamon bun care e roșu, e gogoș pur și simplu cu zahăr, gogoș de ciocolată și gogoș cu zmeură deasupra și zmeură geam în interior. Acum și facem un test. Deci să gustăm în sfârșit dogurile, dogul obișnuit. Îmi spun colțuri de perță, pur și simplu o crembușcă. Obișnuită. Avem aceeași chestie. Ceapă prăjită și varz coleslaw de istamurat. Încă așa avem. Să-l gustăm și pe asta. Vegetal. N-aș spune că e bun. Muștar și ketchup. Muștarul nu-mi place. Ketchupul mai bun. Acesta vegetal. Nu știu, nu știu ce. Nu-s bune nici unul. Scrembuște obișnuite, simple, mizerabile, nu-mi plac. Da, să gustăm gogoșă. Avem sugar donut, gogoș obișnuit cu zahăr, de la bistro. Gogoș obișnuit. Avem cinnamon bun, asta e caldă, este pe ceva cald cu zahăr deasupra. Asta e așa înăuntru. Am mâncat cinnamon bun-uri și mai bune. E foarte ieftin. Am plătit 5 lire. La moment nu se poate mânca la bistro, doar le iei cu tine. Am mâncat cinnamon bun și mai bune. Nu aș zice și niște ieșe. Dă-ți dem chocolate donut. Să înțeleg că e, cred că, fix ca și acela simplu, doar cu glazuri deja de ciocolată și de zahăr. Așa la e de zahăr. Da. Exact fix primul, numai că e din ciocolată acoperit. Ultimul gogoș la care speranța e cea mai mare, leacă e distrus. Vin cu zahăr, ceva roșu deasupra, ciocolată și cu un tutur de zmeură.
Cel puțin așa ne-a dus fata de jos. Da, nu e câte o dușeață. Gogoșul nu e așa moale ca primul. De fapt, nu e tot așa. Dar ele nu sunt parcă... Yeast parcă se... Cake donut. Dulceața asta de miurica. Așa și așa, ciocolata deasupra. În general, sunt ieftineală. Cinnamon bun, latescul mi-e bun. Cel simplu, ne mai vorbesc ușa, nu știu să rău în serios. În general, ciocolata o să fie mai bună. Corn dugul e crembușcă obișnuită în pâine. Nimic interesant. Aici dulceața tot nu-i și ne știe și. La general nu sunt tare încântat, nu m-am așteptat atare mult pentru că am știut că e bistro, am știut că e ieftin, dar am spus că oricum să-i fac un testez pentru că am vrut să fac un clip că am văzut pe internet că cineva a mai făcut și s-a părut interesant. Eu vreau să gust la restaurant, nu la bistro. La bistro am terminat pentru că acolo repede a fost, dar la restaurant sunt mai multe de gustat, plus am vrut mâncare caldă și normală acolo, probabil chestii piure, niște de-astea Swedish meatballs, niște bile de carne, de-asta suedeză într-un fel de sos mai specific de-a lor, jos gust și bucătăria lor și pe deoparte niște mâncare normală, m-am strat numai de dulciu și prostii să mănânc. Așa, hai să plecăm la restaurant. În sfârșit am ajuns, ia că aici un pic ca să fac niște control aici pe la început. Aici sunt bomboane de lor specifice, sunt ciocolată, în interior e caramelă, dar nu moale, dar tare. Mie nu-mi place când e tare, da? Merge așa ceva am mâncat și acum un pic de scanări și complicații și după asta intrăm înăuntru și vedem ce mâncare au. M-am lămurit, mi-o lămurit, mai în scurt intri, faci roata, ți-ai tot ce vrei, chiți la urmă, după asta te așezi și mănânci. Acum și vedem, eu oricum am de gând să iau tot meniul, eu vreau absolut tot să probez de la ei. Nu, asta e alternativă, mă uit că la Twix, la Mars, Snickers, n-am de gând așa prostii să iau, dar din mâncare normală mi-aș lua, că de acolo îți iei tava și dăm foială. Eu aș vrea absolut de toate să iau, dar să vedem ce avem. Biscuiți eu n-am de gând să iau, a, dar aici e stil dista. Adică ți-o iei, ți-o pui, te plimbi și ți-ai de toate. Aici apă, avem. Asta ce e, biscuiți, asta e dime cake. Dar eu dime cake de asta am mâncat, dacă sincer, unul întreg, încă am și clip pe canal. E coptură, dar hai, dă-s luăm toate. Am să înțeleg că aici absolut toate sunt tot aceleași, adică avem asortiment. Avem dime cake aici. Asta de tot e dime cake. Și mai avem un cake și acolo, un cheesecake, ca în Swedish apple cake. A, pe jumatea asta avem să primești Swedish apple cake, vanilla sos pe mijloc trebuia să fie, apoi aceasta ceva avem. Și că este e dime cake, ia câte lui șprețul. Aha, bine. Păi ce pot să spun? Luăm un dime cake, luăm toate deserturile. Swedish apple cake. Este și. Da, este cheesecake. Cake with marzipan, apple pitters, cinnamon. Ah, de fapt, apple cake pare să fie mai mult acesta. Adică aici avem și meniu și cu prieturile. După știm. Hai. Deci avem somon marinat. Somonul marinat e ca acesta și cu sos de mărar. Sunt încurcat un pic și praună, neg, sandwich, salat, da? Aia e asta. M-am întors după un trolley, că mai am nevoie de mai mult. Eu la câte am de cumpărat apă, am de luat o grămadă, trebuie să mai iau. Iacă de aici acum am să-mi aleg și am să-i spun lui și el de aici o să-mi ia și o să-mi pun de toate. Ei iau de-astea vegetables, da? Dacă au normale. Au de plant-based și vegetale. Și am să iau cu mazăre, cu sos. Asta e pește, somon, încă sos. Și aici care-s de carne, care-s de vegetale, care-s de asta. Acele-s vegetale. Știți ceva vegetariene și acelea. Cartofi, chipsuri, piurie. What's this?
Cartof, cașcaval și broccoli în this. De găină ceva, garlic bread, e, în dat. Am luat tot de acolo, mi-am pus aici în 3 rânduri, așa să vedem. Aici poți să alegi toate separat, este chipsuri, este piure, dar ele vin și în meniu, adică și deja sos galben vine la somon, la găină vine altceva. I've already both medallion, no? I have already medallion. Mash, because I have already chips. Am luat de toate, dar m-o mințit că văd că gogoși acolo sunt. Aici au bani, asta deja am mâncat-o, nu-i bună, de asta am mâncat, gogoș, gogoș, m-o mințit, aici ai unt și deja de este biscuit, nu vreau, ea că mi-am luat în 3 rânduri tot, cât nu s-o răcit, ne ducem să mâncăm care scap. După ce ai terminat să faci rândul și ți-ai luat tot ca la masă, șeful ea că ți le ți-le cântărie, știi, se uită aici, nu știu, că ți le adaugă și îți spune cât ai de achitat. Cel puțin eu știu că e ieftin aici, nu și niște scump, prețurile am arătat, ați mai pun niște poze că am făcut și acum știu cât am de achitat în total. 33 de lire. Așa arată masa mea. Mazăre, piure, aici cu găină și ciuperci ceva umplută, ouă, creveți, salată, aici somon cu sos de marar, lămâie, la desert cheesecake de afini. Dime cake care cu migdale, ciocolată, caramelă, apple care cu scurțișoar, apple cake, acum să o vedem, pâine cu usturoi, piure, sos, somon, mazăre, aici ce e, pește, sos tartar, cotlete de broccoli, cașcaval și piure, avem cotlete obișnuite, cotlete este vegetale, e că este de fapt sunt vegetale, acestea sunt vegetariene, cu sos aici de legume, chicken gujons acestea și să vedem. Începem în sfârșit să mâncăm, vedem cum sunt cotletele. Mâncăm cât îți calde, pentru că mi-e frică să nu se răcească. Cotletele astea sunt bune. Acestea sunt de carne, acestea sunt vegetale, nu vegetale, dar vegetariene. Aici de carne sunt bune. Aici sunt vegetale, de legume. Dezgustăm sosul. Sosul de legume e foarte bun, îmi place. Avem aici multe, multe. Asta o să fie ca un mukbang. Dezghem cartofi. Prăjiți, am luat toți side-urile. Cartofi cu cartofi. Pâine garlic bread. Crocant. Dar pâinea, nu am gândit să mănânc și cartofi. Legumile ca și carne e bună. Dezghem piureul. Piureul e bun, să văd tartar sosul ăsta. De fapt, este, da. A, nu. La somon e hollandaise sos. Asta hollandaise e bun, îmi place. E un sos de cașcaval. Somonul e gustos. Trecem la următorul meniu de cartofi și chicken gujons, cum el mi-a spus. Piept de pui cu pesmeț și cartofi prăjiți. Cartofi nu știu niște ce. Pieptul e foarte uscăcios, trebuie un sos la dânsul. Foarte uscat, nu știu niște ce. Carnea, la general, e bună, îmi place. Meatballs-urile, nu asta. Mazăre, piureul e gustos.
Apereu e simplu, e cartofi bătut cu asta. Cum îți spun? Cu unt. Nimic special. Masă la fel. Pune asta prăjită la pizzerie. Am bun, e uns cu ulei, cu usturoi. Nimic interesant. Pieptul e foarte uscat, am mâncat și mai bun în viața mea. Somonul a fost ok. Pireul merge. La preț e ok, adică nu-i scump. Cel puțin asta e bine. Următorul meniu, dacă ce era sos hollandaise de cașcaval, aici avem sos gravy cu o plăcintă și pirie. Mixăm sosul. Sos gravy standard, nu s-a mator. Mazure. Mi-e interesant plăcinta asta, să vedem și cât e de bună. Ia. S-o tăiem. V-a spus că e cu găină ceva, sos alb, sos de șterși. Dacă văd pieptul, am desfăcut-o. Eu m-am tedichept aici și o plăcintă nu știu niște ce. N-aș spune că mă dau un vânt, e piept cel mai standard. Plăcinta mă așteptam să fie un pic mai bună. Adică înăuntru ei vine un mamte de piept de pui și nimic, el spunea că are sos, a, ia că ăla-i sosul, dar e numai pe un colț, adică nu-i mult, e doar, e gol, mai spun. Adică doar aici e un pic de sos, n-aș zice și cine știe și, îți dezamăgit. A? Ea trebuia să fie umplută cu sos alb, pești, dar e goală. Slab, tare slab. Nici nu știu ce notă să dau, e piept simplu. Un pic de sare mai trebuie. Ultimul meniu cald, mazăre, pește și cu sos tartar. Și aici am și niște cotlete de broccoli, cașcaval și cartofi. Nu-i piurie, sunt cartofi întregi. Broccoli doar un pic simt cașcavalul și cartofii. Pe din afară e crocant, pe dinăuntru e moale. Îmi place. Dacă acesta merge. Acesta deja e bun. Adică, vedem peștele. Peștele e enorm. E fish and chips, ca într-un fel, e pește. În normal asta nu trebuie să fie ca pieptul în pesnez, dar trebuie să fie în batără. Mult mai crocant, mai mult călut și mai gustos. Sosul tartar e cu murături, îmi place. Adică, nici ce pește nu prea îmi place, dar asta merge, nu-i rău. Mazărea asta o dăm într-o parte. Eu nu mănânc tot. Și nu mănânc la gunoi. Pieptul l-am aruncat la gunoi. Mazărea, piureul, ajunge prea mult. Mănânc doar peștele, cotleta. De piept m-am struat, ieri am mâncat. Îmi place. Asta nu e așa întâlnirea ca la Dana, nu e așa uscășioasă, cât mai bună. Trecem la deserturi. Le-am despachetat pe toate trei. Acesta e apple danish pie cu marțipan, cu măr și cu scurțișoară. Așa arată. Vreau să vedem în interior ce avem. Distan când am mâncat. Așa arată din mijloc. Marțipanul meu nu-mi place, de obicei, de aici nu se simte tare,
Mm-hmm. Într-adevăr, e ca un pai, structură, avem dulceață de miere, deasupra parcă avem ca un fel de granulă de ovăză. Nu-i rău. Scorțișoara sunt slabă, mult sunt tămără. Parcă e un pic și acest cake, fărămicios. Rămână, aha, avem ca coptură aici, ceva mai moale pe mijloc, emuiat de la dulceață. Bă, nu-i nici cel mai rău, dar nici cel mai bun lucru care l-am mâncat în viața mea. De testat odată merge, dar nu l-aș mai cumpăra încă o dată. Deci avem cheesecake de afine, de blueberry. Deasupra avem parcă bucăți așa mari. Și jos. Ia. Să vedem cum e. Foarte finuț. Afinile nu-s preferatele mele. Era de căpșună, de caramel, era mai interesant, dar totuși de fructe se recunoaște, trebuie să fie bun. Dacă era de căpșună, era mai bun. Eu de căpșună am mâncat. E moale. Baza așa, mult căluță, crocantă un pic. Afinile sunt acșoare. Dar, în general, am mâncat cheesecake și mai bun ca acesta. Încă pe spate, așa. În general, de vreo 33 de lire mi-am făcut un, cum să spun, un cheat meal de ăsta, așa să zicem, ca la bufet, știi? Că la bufet, dacă era nelimitat, nu mai mult nu mâncam. La bufet cât plătim? Vreo 54? Eu da, îmi trec, am mâncat la Tesco, în calorie, o variante. Am mâncat Dime's Cheesecake. Dime's de obicei asta e ciocolata asta lor, care e caramelă întărită, ca un fel cristalizată, ca zahărul. Dar aici văd că ca cake avem și bază parcă de biscuit, de migdală, ceva. Eu de mult am mâncat cake-ul acesta. Și nu mai țin minte și gustare, dar sunt crezut ca să-mi placă. Pentru că ciocolata e destul de bună la ei. Dar nu înțeleg straturile de ieșit. Intermite la descriere, ce-i? Arată bine. Și miroase gustos. E bun, apple pie e așa pe un 6,5-7. Tot pe un 6,5 e cheesecake-ul, dar dacă ăsta e pe un 8. Are ceva în strat, dar nu înțeleg ce. De, le gustăm și ultimile. Am aici și o salată. Pur și simplu la rece le-am lăsat ultimile. Salată de somon, cu ouă, cu roșii. Dar se numește sandwich și mi-a zis că de sub mai este ceva. Adică putea să fie, nu știu, acum își vedem. Fel de salată de fructe de mare. Și somon aici avem. Aaa, se numește sandwich că dedesubt, da, mai este ceva, dar nu știu ce e. Și avem și sos aici, maioneză, ceva sub ou. A, se numește sandwich pentru că ca bucată de pâine. Avem sos ceva de lămâie și sos de maioneză. Dar nu înțeleg ce e dedesubt, da? Da-ți dau iarba asta într-o parte. Avem lămâie. A, ia că de ce se numește sandwich? E pâine de dedesubt. Pâine neagră. Mama mea. În refer, lămâia trebuie să stoși. Așa? Dar pâinea asta neagră nu-mi place deloc. Nu-i bună. Azi mănânc numai creveță și ouăle. Ultimul lucru
chiar care mi-au rămas. E somonul cu mărar și într-un sos de ceva mărar. Somon afumat, cum îmi place mie. Mărarul mie tot mult îmi place. Am lăsat ca la urmă să arat. Deci vedem sos cum e. Somonul i-a fumat ca de la magazin, ca de la Tesco, numai că e cu mărar. Și asta e tot. Și sosul de mărar, nu știu din ce-i, dar merge, dar e somonul obișnuit, adică nimic tare, tare special. Dar merge. La general, termin și pista și mă duc în mașină și facem recapitularea. M-am întors aici și mă mai uit cu ceva, dar așa gen de biscuit cu zmeuri eu am mai mâncat. Nu este nimic interesant, nu este, nu și chipsuri. Este bari eu am mai mâncat, sunt bari cu sare de mare și rafine, sunt bari la general adică de migdale și arahide, da, quinoa și tot așa mai departe. You can go if you want. Și aici mai avem încă și floare de simenț soarelui, dar eu am clipuri în milion cu bari de este, așa, adică mare treabă noi. De-aia ca astea două plecăm în mașină și le gustăm. Astea două credem că e altceva, dar de fapt vreau să le gust. E că aici se vând așa barile. Și jos sunt. De parcă nu era destul cât am mâncat, dar eu credeam că este Twix și este Snickers. Cum? Alternativă, da? Pentru că, de exemplu, am mai mâncat de la alte magazine, unii de Pilatescu, de exemplu, cumpărai de este și era alternativă, dar ideea care e că aici, da, e făcut ca Twix-ul, dar diferă pentru că avem ciocolată de lapte, da, dar biscuiți, sunt de ovăz. De obicei Twix-ul sunt biscuiți de făină, dar aici e de ovăz și cu caramel, 31%. Și într-adevăr avem 10% făină de ovăz. Asta și faza, la ei e bazat pe ovăz în loc de făină și pe migdal. La fel Dime Cake-ul, eu mă interesam cu ce era el. Baza era de... Acolo nu era aluada, era nuci migdale, da? Era migdale, caramelă, migdale, caramelă, ca un fel de sponge cake, numai că nu sponge cake, dar e cake de migdale cu caramelă și acoperit în ciocolată. Eu mă gândeam, acea arată, nu te-am înțeleg, dar erau nuci de fapt. Și că aici avem la fel, ovăz în loc de făină, da? Aici sunt biscuiți de ovăz cu caramelă. Și aici care e ca Snickers-ul, ca Mars Nagal, dar nu are, nu contează că Mars și la Snickers numai că fără arahide. Dar faza care aici avem, nu de arahide, dar de migdale, pentru că ei migdale mărg. Și aici avem migdale 18.5% în loc de arahide, dar oricum avem și arahide. Asta și faza, da? Și restul deja ingredientele sunt tot acolo, adică avem chewy base, ciocolată de lapte și caramelă 27. Deci să gustăm prima asta care sunt ca Twix-ul. Op. Am ținut în mână un pic, l-am topit. Ia să zicem. Acă așa. La textură e diferit. Biscuiți de ovăz. Da, fursecuri de ovăz. Față de de făină. De fier. Ciocolata nu era gustoasă. 65 de bănuți costă. Aș zice că e cam ca Snickers-ul și Twix-ul. Da. Cum se simte că e crocant. Și... textura e foarte diferită. Deci zicem și Snickers-ul. Așa se numește. Caramelă și migdală sărată. E bine că avem și arahide, dar nu pe primul loc. La ei așa e. Dezdem Snickers-ul. Snickers din nougat cu arahidiu, caramelă. Aici
Tot e în gardă, numai că mi-e puțin. E că și că și Snickers sunt pași mai tare. Carahidrile sunt mai gustoase ca migdalele. Dar ovăzul față de făină diferă. El ovăzul e mai crocant, dar de făină e mai fărmicios. La general sunt meritat de gustat odată, dar oricum Snickers-ul și Twix-ul sunt mai buni. Iau biscuiți de ovăz obișnuit și biscuiți de ovăz sandwich-uri cu ciocolată. Sandwich-ul e dulce și foarte crocant, gustos, îmi place pe un 8. Au și așa o serie de biscuiți subțirei, cu gust de cappuccino, cu migdală și mai au și de portocală. Mie de obicei de portocală nu prea îmi place, dar ca ăștia de migdală, ăștia de cappuccino trebuie să fie gustos. Trebuie să de văzut. Este așa foarte, foarte subțiri, e așa în formă de asta. Stea, e câte o migdală și cappuccino. De cappuccino am fost dezamăgit, credeam că o să fie mai gustos. Cei de migdală erau buni, dar de portocală nu vreau să-i gust, pentru că de portocală nici nu de mentă, mie niciodată nu-mi place. Dar credeam că de cappuccino o să-mi placă mai mult, dar nu, a fost dezamăgitor. Dar și de migdală măr, dar făină cu zahăr, adică pur și simplu gust de scorțișoară. Mie îmi place gustul de scorțișoară, dar e un fel de alternativă la biscof, că biscof totuși e caramelizat cu scorțișoară, dar biscoful e mai gustos. Hectele sunt ele se vând și e așa, 3 la 3 lire 50 sau 1 lire 51. Adică cappuccino nu prea ne-a plăcut, deși le-am mâncat eu în alte treabă, nu treabă biscuiți, nu interesant. Almond, că ăștia sunt buni, dar de portocală. Nu mi-e interesant să gust, pentru că la ei, aici, vezi, orange. Piure anc și piure, nu numai că e gust. Da, de portocală nu e bun. Să mai vedem și mai apișa. Am marabou. Și milk ciocolată. E ciocolată de lapte, nu. Nu interesant. Ceva mai vesel dacă era. Ce ești, D, O, G, B, milk ciocolată. Nu, ciocolată de lapte nu e interesant. E prea simplă. Ceva să mai fi avut. A, da, asta e simplă. Da, asta e cu bucăți de daim, dar eu de la Milka am mâncat cu bucăți de daim. Și încă și king size și preții, 2 lire 25, aia e preț scumpă, nu se merită. Na, almond crunch, numai că almond crunch-ul ăsta e zahăr. Bun. Necătă-l e almond crunch-ul. Uite, astea am mâncat, nu-s preferatele mele, am mâncat eu dulciuri mai bune. O, dar aia ca astea sunt interesante. Astea sunt interesante, îmi pare. Ce avem aici? Memorable moments of Lauter and Pastries. Oat pastry with coca and coconut. O, asta pare interesant. Hai că am ușa în mașină, nu mai duci. Am o liră 45. E una. Și ce avem aici? De ovăz, pastry cu cocos și cacao. Și asta e pastry cu pastă de almond. Hei, îți dai seama că le cumpăr. Acum să nu le iau. Am special offer aici, încă ca avem. Nu, geleuri de astea eu urăsc, de astea eu n-am mâncat și nu mănânc niciodată, nu mi-au plăcut, biscuiți nu vreau, dar că astea îmi pare interesante. Da, așa că ăștia sunt biscuiți de ovăz care se vând la 600 de grame, ăștia sunt cu ciocolată, sunt gustoșei, da, sunt biscuiți crocanți de ovăz cu ciocolată, ăștia sunt pur și simplu așași biscuiți, numai curați fără nimic, ăștia sunt de imbir, fix așa cum sunt biscuiți și ei de acolo, numai că sunt de imbir, dar nici scorțișoar mai tare îmi place, dar asta e. Asta e niște apă dulce. Și mai avem pișa. Să mai vedem, poate mai cumpărăm ceva. A, ăștia sunt biscuiți ca un fel de orez, numai că sunt de altceva. Deși-s. Negri, n-a să-mi placă. De-aia ca chipsuri, potato crisp sour cream and onion. Chipsuri pur și simplu de cartofi? Da, chipsuri. Nu, no, nu, no, eu cred că să mă duc să le iau pe cele, așa e pâine. Pâine care am mâncat sus, tot ce am mâncat sus în restaurante și meatballs-uri de cele, tot asta se poate de luat. Nu, asta e marabou, daimuri de astea am mâncat, nu știu, nu vreau. De astea geleuri, eu le urăsc. Da, 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 mă duc să le iau pe cele două, că-mi pare interesante, acelea sunt interesante, vreau să le gust numai decât, dulciurile mie îmi plac. Trebuia să gust absolut tot, eu am uitat că eu jos le-am spus că vreau o înghețată. Și nu mi-o dat-o, așa că m-am dat jos și am cumpărat 45 de bănuți înghețate de gen ca la McDonald's și aveau și milkshake-uri, dar milkshake-uri sunt exact ca la McDonald's, nu sunt gustoase. Dar ca înghețate de vanilie cu sos de ciocolată, stopiești, taman e cald afară, cu sos de ciocolată.
Pentru 45 de bani merge. La KFC tot cam așa era, numai că era mai scumpă. Ce? Cu dulceață de căpșună. Să vedem și cum e și asta. Tot e de vanilie, doar că dulceața e alta. Un pic te răcorește, dar numai că dulceața e așa între ghilimele. Dulceața de căpșună și sos de ciocolată, nu-s prea simt, îți putea să fii și mai serios. Eu parcă am mâncat biscuiți de ovăz înainte de asta, dar... Îți biscuit. Un pic te răcorește, dar înghețat e tip ca la McDonald's, moale. De asta, lichidă, doar că... Ca și de la KFC nu se merită, doar că astea la 45 de bani încă mai mărc la McDonald's, la KFC, e vreo 2 lire. Una de asta mitică e vreo 1,50 lire, e vreo 3 ori mai scumpe, asta cel puțin la preț nu te rupe. Am transpirat de amrit. După antrenament de pool, un refit, am gustat tot meniul de la bistro și tot meniul de la restaurant, pentru că iau jos bistro, sus e restaurantul, unii ca la bufet. Ți-ai strâns tot și ai plătit la urmă. Eu am gustat absolut tot, nimic nu mi-a scăpat. Toate hot-dog-urile, toți gogoșe, toate cake-urile. Eu special am venit un pic mai devreme. S-a gustat absolut tot, nu-mi scape nimic. Și mi-a reușit absolut tot. Și nu a fost planuit. E de la biscuit, eu n-am știut ce au ei pe acolo. Ciocolatele astea alea Twix și cum îi spune? Și Snickers. Biscuiții de ovăz, apropo, sunt foarte gustoși, sunt extrem de crocanți și parcă așa cu tot că ei sunt pachetați, dar sunt foarte proaspeți. Sunt proaspăt într-adevăr. Facem ca mukbang, facem concluziile la înghețată. Da, biscuiți cei thins. Foarte subțuri, tot așa crocant, dar de ovăz mai tare mi-o plăcut. Eu am vrut să gust ce era nou și n-am mai gustat la alță. De exemplu, peștele erau un pic cam amar. Apropo, eu credeam că e prăjit, la ei nimic nu e prăjit, au spus că tot e în cuptor. Pieptul foarte uscat nu mi-a plăcut. Plăcinta cu piept nu mi-a plăcut, la grec, la alță sunt mai bune. Mai împlutit cu sos, mai... Nu, pieptul l-am aruncat. Am mâncat destul piept. Pe urmă, meatballs-urile de legume, așa, și ele vegetariene nu-s gustoase, dar și ele originale de carne sunt bune. Mi-au plăcut. Piureul ca la tot, mazărea n-am și comenta. Singurul și mi s-a reținut e, pentru ce m-am dus Swedish meatballs-urile, mărg, nu sunt rele. Peștele nu sunt amator, așa, am gustat și eu. Cartofii nu sunt buni, piureu standard, mazărea și mai era dime cake-uri am mai mâncat. Dar am sus mai descurcat că la ei tot e de migdale, ca și cum dime ciocolata asta. Caramelă întărită, mie caramela crocantă nu-mi place, mi-e place caramela moale, așa că în ciocolată, mai tare. La ei tot e bazată pe ovăz în loc de făină și nucile sunt migdale. Așa e la ei mai mult, cu pastă, cu nuci, cu diestea. La general, s-a meritat odată așa de gustat, n-aș spune că aș mai veni. Am venit odată, cu așa ca un fel de bufet, le-am gustat absolut toate și bani am plătit. Am dat o liră pe înghețate. Pe deserturile ultimele care mi-au mai rămas, le mai gustăm, am dat că 3 lire. Da. Ești cu 5. Ciocolatele. Plus aici. Mai scurt 40 de lire. Da. E ca cake, almond, caramel, cheesecake-ul. Nu mi-a plăcut. Puteți să fie și mai bun.
Apple Swedish Cake așa și așa, cel mai bun. De shrimp nu mi-a plăcut, că salata și aia acră și e pâine și aia neagră nu-mi place. Somon a fumat cu muștar, fix de cealaltă de la Tesco, numai că fără muștar pot să-l iau. Meatballs-urile, doar cel de carne. Pieptul nu, fish and chips nu, veggie balls nu. Nuggets și mai era. Filetul de somon la cuptor cu sos dista de alora de cașcaval mi-a plăcut. Dar somonul e standard, ca peste tot. Holanda sos, e ca asta. Tartar sos e englezesc, gravy e englezesc. Dar e ca cei ce e alora original suedez, e ca hollandaise sos. Aș vrea să mă duc în Suedia să gust cum am văzut la ei. Când sos de asta care la restaurant pe loc ți-l topiești, Holanda și tu bagi acolo pâine sau nu știu cum, e ca de asta vreau să gust original la ei. Da, da, asta e ca Holanda sos e alor, poate zici cu somonul, ceva de migdale. Biscuiți de ovăz au toți. La ei pur și simplu nu știu cum s-o simțit un pic diferit, da. De la Ikea a apărut ceva interesant nou. Ciocolată neagră cu cacao și cu cafea. Ciocolată de lapte și cu bere de este Lingo Berries. Și ciocolată albă cu zmeură. Ciocolată neagră. Zicem cum e cafea. Am gust cafea. La mie ciocolată neagră nu prea îmi place, 6. Asta e cu Lingo Berries acestea. Un pic mai interesant, 8. Și desigur, zmeură albă. Om jumate. Almond cake care doar la Ikea se poate găsi. De obicei asta de ciocolată este și la alte magazine, dar asta doar aici se poate găsi. E cake. La fel ca și cealaltă, doar că aici un pic ingredientele variază. Încă și o să vedem unii engleză. Almond cake, aia ca cu almond 5%. Avem albuș de ou, zahăr, frișcă, galbenuș, uleiuri, buttermilk, floare, soare, apricot, kernel. Și asta e albă, pentru prima dată am văzut-o. Să vedem cum e. Cake exact, rotund, cu almonds, iarbă negru și are strat alb în mijloc și almond cake de albușuri. Da. Și nu-i de înghețată. Prima dată mănânc albă. Fără cacao, fără ciocolată. E bună, 8,5. Să vedem în comparație acum asta clasică. Almond chocolate cu ciocolată și caramelă. Asta ciocolată de lapte arde. Și primul loc avem zahăr, albuș de ou. Schimbate cu locul, dar primele două. Mai departe ingredientele este la fel, un pic mai puțin migdale, buttermilk și pudră de cacao avem, unt de cacao și lapte condensat. Pentru că aici avem și caramelă. Ok. Ele vine înghețate. Așa e cake-ul, pe hârtie vine. E enorm. Să rup o bucată. Nu fac multă murdărie. Dar cu caramelul, desigur că trebuie să fie mult mai gustos. Dar berea nu are asta, din cât eu știu. Ia să vedem. Tot parcă e albă, dar are și ciocolată. Și caramel trebuie să aibă. Nu stau nou. Bucățile astea crocante de caramelul. Așa mi-e bună. Ambele-s bune. Nu știu, concluzia am făcut-o pe mâncare. La general nu recomand. N-aș mai zice cineva să vină aici. Mediocru. Pentru 40 de lire. De exemplu, de 15 lire la bufetul tailandez. De 15 lire mâncarea era mai gustoasă și mi se pare că încă și mai multă.
deserturi nu erau, dar acolo de 15 lire, dar mai tare mi-a plăcut, dacă sincer acolo, dacă aș recomanda acolo 15 lire, te ieși de 40. Chiar dacă și 15 ar costa tot ce am mâncat aici, tot de una, acolo m-aș duce, pentru că acolo mai gustos era. Și că am luat încă două deserturi așa de lor specifice. Foarte straniu, știi, să vezi Ikea scris pe mâncare, e foarte straniu, de obicei eu zic prin salcea. Și scris, memorable momente cu zâmbite și pastres. Dar pastres asta e cuvântul, știu cum, parcă engleză, parcă desert engleză trebuie să fie și asta tot e pastre. Bun, pastre asta e un fel de aluat crocant ăsta, nu e ca, cum îi spune, e crocant mai scurt. Bun, oat pastre cu coca și coco, nu te-ai scris aici, deci de un pic mai concret. Avem, da, de ovăz baza acoperită în cacao și cocos deasupra. Avem ovăz 26%, zahăr, margarină, asta e foarte rău că e margarină, să puteți să fie unt de cacao, pentru că e cacao, așa. Coca compound coating, acoperire de cacao, 13% zahăr, așa, grăsimi, pudră de cacao, bla bla, cocos 5%, sirop, cacao, făină. Bun. Bun. Nu știu, puțin, spunește că avem un fel de biscuite de ovăz iescă în cacao și cu cocos. În minim a tras cocosul, dar cacao, sper să nu mă dezamăgească. 6 bucăți, 240 grame. Oh, dar miroase extrem de puternic ca cacao. Sper să nu fie amar, să ne sântunice în fața ochilor, dar dacă e cacao, cam și vrei să știi, nu știu. Haideți să vedem. Se că așa enorme, sunt greușoare. Nu știu ce scris pastre, dacă așa e înăuntru. Un pic crocant. Aș spune că e ovăz mixat cu cacao. Eu credem că e o bilă de ovăz crocantă, ca un biscuit, numai că bilă, rotundă. Și acoperit în cacao, dar aș primește că e ca un fel de rahat, sau cum se numește în română treaba asta, care e biscuit cu cacao, cu ciocolată mixată, ca așa ceva. Și acoperit pur și simplu subțirel în ciocolată, parcă. A fost. Băi, nu-i rău. E un pic crocant. Textura la cocos e bună. E interesant. E dulce, e interesant, dar n-aș mai cumpăra a doua oară. Nu-i desertul cealaltă care m-aș mai duce a doua oară să-l cumpăr. Bun. Și aca e slab. Ce este așa? Pastri cu almond pastă. Tot e scris pastri, dar e acoperit nu în cacao, dar în pastă de migdală. Tot 6 bucăți. Numai că aici, pe primul loc, avem pastă de migdală 30%, zahăr, migdală 25%, sirop de glucoză, grăsimi vegetale, iar margarină. Și avem cereale, ceva de ovăz, ciocolată, unt de cacao. Bun. Dă să le vedem și pe astea. Cum am spus, pastă de migdale la ei. Cred că precedenta nu-i migdală. Dar dă să văd. O, dar miroase ca marțipan. Aia astea? Miroase a cacao. Nici măcar a cocos sau a ciocolată, dar a cacao, dar astea? Astea miroase extrem de puternic. Dar un miros cealaltă care nu-mi place la deserturi așa ceva. E că așa-i? E cam precedenta. Cacao. Tot așa, senzația asta crocantă. Am marțipan. Și încă ceva. Asta de cacao e mai bună. Pe 7,5, asta e pe 7. Asta e mai dulce, dar are o senzație de marțipan. Băi, clipul ăsta a și tare lung, dar am gustat tot absolut de la ei. £40, am gustat tot. Ikea, în Greenwich. Sper că s-aude, că e o gălăjie enormă și un ciclu afară. Asta a fost tot, ne vedem în următorul clip.
Cine a ajuns până la urmă, scrieți ceva în comentarii. Pa!